nume între culegeri pentru cei care nu mai sunt între noi. Mulțumesc. Astăzi, la data de 25 martie, Inspectoratul de Poliție Județean Iași își servează polițiștii. Împlinim 192 de ani de atestare documentară a instituției, iar cu această ocazie au fost avansat la termen 171 de polițiști, 11 fiind avansați înainte de termen pentru merite deosebite. De asemenea, avem și un polițist al anului la nivelul IPJ Iași. Acesta a fost desemnat la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române. Polițistul anului pe secțiunea Ordine și Siguranță Publică este vorba despre inspectorul principal Ioniță Corneliu Petru, care a intervenit cu promptitudine în luna august a anului trecut în situația de la universitate.